Bună ziua, am promis și mă țin de cuvânt că vă arăt cum fac mierea cremă în casă. Vedeți, am aici omogenizatorul, e un maturator Lison de 280 de kg cu suport ca să pot băga găleată de desubt și am și sită pe el, dar nu asta contează acum. Aici am miere polifloră omogenizată, gata de a fi lăsată prin această cania în gălețile în care vom face mierea cremă. Facem prin metoda însămânțării, deci avem nevoie de mierea marfă lichidă, complet lichidă și de sămânța de cremă. Acum să discutăm un pic scurt despre această sămânță de cremă. Observați, sămânța care o folosesc eu e cremă de rapiță. Rapița cristalizează foarte fin, natural, ia, natural. Așa că dacă luați rapiță cristalizată într-o găleată și o puneți un pic să se încălzească, acum ori aveți o cameră de încălzit, ori o puneți într-o mașină când e cald vara, găsiți o metodă și pe urmă o frecați bine, bine cu o spirală din asta, cum să mă exprim, ea o să înceapă să se bărunțească și o frecați cât mai mult posibil ca să facă cristale cât mai fine. Și pe urmă, acea cremă obținută puteți să o folosiți chiar la rapiță, anii următori sau în acel an, dacă aveți rapiță lichidă, introduceți 10% sămânță, miere lichidă peste 3 zile, amestecați și pe urmă iese mierea cremă. Acum, ca să pot să o dozez mai ușor pe fundul gălețelor în care voi face mirea cremă polifloră, o omogenizez un pic, dar n-am omogenizat numai o găleată, ca să vă arăt un pic că și cea care nu e omogenizată deloc, deci uite ce consistență rămâne. Deci asta e consistența normală la mierea cremă. Însă, și aici am găleata în care încă n-am învârtit, uitați cum intră. Deci foarte, foarte cremoasă, a rămas cremoasă, dar un pic se mai întărește. Dar e, uite, vedeți? Consistența asta este. Da, și eu o să omogenizez un pic acum ca să pot să o dozez mai ușor în gălețile în care vom continua. Bun, doar un pic am omogenizat-o și uitați cum arată. Și acum, în stadiul ăsta, așa, deci e cremă și e și omogenizată, e o pastă, ar trebui să poată fi dozată cu acest dozator profesional Nassenheider. Nu am timp acum să fac proba, dar după concediu, probabil chiar cu mierea care o facem acum, cea polifloră, vom încerca cu acest dozator Nassenheider să vedem cum dozăm miere cremă în borcane, fiindcă eu până acum, cum nu îl aveam, eu dozam cu lingura sau, ca să folosesc alt termen poate cunoscut, cu polonicul, dar cu lingura. Deci luam frumos cu lingura, știți cum e, dacă vă faceți un pic de îndemânare, rotește și nu mai curge și goleam în borcan și tot așa. Dar uite, cam asta e. Deci e ca o, nu știu, oricum, mirea de rapiță cremă e preferata mea, are un gust extraordinar, dă un pic după, are o nuanță de mentă, așa parcă e o ciocolată din aia After Eight, dar combinată cu ciocolată albă, nu ciocolată neagră, e extraordinară. Vă recomand din tot sufletul să faceți. Bun, acum eu o să împart o găleată din asta în patru. O să dozez în găleți și pe urmă vom lăsa miere lichidă din maturator în fiecare găleată și vom omogeniza. Mâine iarăși trec pe la ea și omogenizez și tot așa vreo 3 zile omogenizez pentru ca aceste cristale fine să se răspândească zi de zi în toată masa mierii lichide și să pornească o cristalizare fină. Bun, să vedem momentul adevărului, cum mai zic eu, cum curge.
Da, uite că e relativ ok. Să vedem acum cum trec dintr-o găleată în alta. Normal ar fi suficient 10% după rețeta originală. Uite că merge, parcă una luat. Dar eu prefer o găleată din asta să o împart în 4. Asta înseamnă undeva la 25%. Și cred că e mai ok. Ce încerc aici să fac? Toată mierea polifloră o să încerc să o vând ca și cremă, fiindcă mă disperă efectiv topitul ăsta în borcan, tot timpul, într-o lună, două, iară cristalizează. Și aveam nevoie de această schimbare. Așa. Aici parcă aș mai pun un pic. Gustul, iarăși, de fiecare dată mă uimește plăcut. Bun, acum cred că am dozat cât de cât bine. Asta va rămâne iarăși găleată și cam așa voi face. Și vreau să fac 8 găleți. Așa. Și al doilea moment a adevărului. Am în maturatorul ăsta mai bine de jumătate, nici nu m-am mai uitat cum am sitat pe el exact cât mi s-a strâns. Am filtrat cu sita aceea și normal ceara s-a ridicat sus. Acum ar trebui aici să am miere curată și uite că este complet filtrată, fiindcă vine de jos. Și uite ce frumoasă e. Extraordinară. Uite cum îi dăm drumul. Îmi place la nebunie ideea asta că pot doza în găleți exact cât vreau eu, până la ce punct al înălțimii. Nu o să pun foarte mult, că trebuie pe urmă să o și omogenizez, să o amestec și nu vreau să dau pe afară. Hai să ne decidem împreună cam cât voi pune. Uite așa. Uite așa. Un pic să nu ne curgă pe jos. Așa. Schimbăm găleata. Ia să strângem un pic aici, ca să nu mai curgă. Deci observați ce ușor, dacă avem posibilitatea asta de a umple într-un maturator mai mare, ce ușor dăm drumul pe urmă la miere în găleți, gata, omogenizată, nu mai avem problema că o găleată e mai deschisă, una e mai închisă. Uite că trebuie totuși să găsesc o soluție să nu dau pe jos, nu-mi place deloc. Asta e una dintre fixurile mele, unul dintre fixuri, să nu am gălețile și borcanele muruite cu miere. Deci trebuie să fie perfect curate. Na, uitați ce fain se umple aici. Iar o să iasă un film mai lung, dar asta este. Munca nu e ușoară, trebuie investit timp ca să iasă treaba. Așa. Și acum am umplut toate cele 8 găleți și apoi mă apuc la omogenizat, o să vă arăt.